Radu Mazăre a fost vizitat astăzi la penitenciarul din Rahova de către mama sa. Aceasta a declarat că fostul primar al Constanței ar vrea să își serbeze ziua de naștere împreună cu familia, doar că regulile stricte din penitenciar s-ar putea să stea în calea dorinței sale. 5 iulie e ziua lui de naștere și vrea să o serbăm, dacă se poate, că de regulă nu pot decât 2 persoane. El a făcut cerere pentru 5, adică pentru frații lui, pentru mine, pentru fiul lui și Roxana, pentru ziua lui, care se sărbătorește doar în sensul că stăm la o masă față în față, nu ne privim prin geam ca acum. Gabriela Mazăre a spus că nu știe dacă fiul său va primi aprobare pentru a organiza și nunta în aceeași zi, așa cum își dorește, și că nașii nu au fost încă stabiliți. Indiferent de data în care va avea loc fericitul eveniment, aceasta a precizat că nu are cum să îl ajute cu pregătirile de nuntă pe fiul său. Nu se poate, n-ai ce să pregătești. Cine nu sunt ai nașii voie. Și ce meniu va fi aici în penitenciar? O, meniu nimic, zero. Soțul meu, în 1975, când Radu avea vreo 7 ani, a pus niște vin în sticle și pe etichetă a scris se va deschide la nunta lui Radu. Și acum l-am întrebat, poți să ceri aprobarea să deschidem o sticlă de aia? Nu se poate. Gabriela Mazăre a adăugat că fiul său a decis să se căsătorească chiar dacă se află în închisoare, din dragoste și respect pentru Roxana, viitoarea soție, care este alături chiar și acum când gratile îi despart. Potrivit mamei fostului edil, acesta s-ar putea să iasă săptămâna viitoare la muncă, într-un atelier auto sau de tâmplărie.